Special guest star. Special guest. Această simulare am încercat să o facem, deosebire de anii trecuți, mult mai aproape de ceea ce se întâmplă în timp real. Dar imaginați-vă așa lungimea unei peșteri, indiferent cât e ea, comprimată la un plan. Acest plan îl revedeți aici. Deci o să vedeți mai multe ateliere, o să vă explic eu unul imediat, mai multe ateliere care de obicei sunt de-a lungul unui parcurs subteran. Aici le veți vedea toate în această porțiune. Unul dintre speleologi a avut un accident. Aveți acolo un punct cald, o să învățați pe parcursul zilei care urmează cum se face un punct cald, ce înseamnă. Speleologul care a fost accidentat este așezat în acel punct cald pentru confort, pentru stabilizare. Prima echipă, după ce s-a dat alarma care ajunge la accidentat, este echipa de asistență a victimei, compusă de obicei din medic și încă doi speleologi care le ajută la cărat echipamentul. În general, medicul nu transportă bagaje, trebuie să fie odihnit. Între timp, se pregătește peștera pentru evacuarea la exterior a pacientului, după ce este stabilizat, așezat în targă, începe evacuarea până la suprafață, de unde este preluat de echipele Salvamont într-o altă targă. În peșteră se folosește o targă specială pentru transport pe verticală, orizontală, afară se folosește o altă targă cu roți, pentru că este mult mai ușor. Este o cooperare permanentă între membrii echipei de asistență a victimei, medicul în special, și conducătorul tehnic al intervenției. Între cele două componente ale echipei de salvare trebuie să existe o permanentă cooperare pentru totul în interesul pacientului. Pacientul nu va fi mutat din peșteră în momentul în care toate echipările pentru evacuarea tărgii vor fi gata. Și atunci evacuarea decurge lin și continuu. Trebuie să faci compromisul între a nu-i agrava leziunile, de a-l ajuta să nu-l doară, să supraviețuiască, dar pe de altă parte nici nu poți să le expui frigului, mediului umed în care se află. Și atunci trebuie să gestionezi factorul timp, să gestionezi leziunile și să fii foarte bine pregătit în ceea ce înseamnă alegerea de opțiuni în tratarea victimei respective. De exemplu, la un accident rutier, dacă pierde sânge victima, ea îmi pune perfuzie, da? 2-3 linii cu perfuzii și i-am dat lichid în cantitate mare. Aici nu va fi posibil, pentru că orice perfuzie înseamnă lichid rece care va intra în corpul victimei. Pe de altă parte, nu poți administra în mod clasic perfuzia, pentru că nu poți merge cu 2 flacoane, 3 flacoane așa, prin peșteră. Uneori vorbim de galerii înguste, de diaclaze, de diverse porțiuni unde nu, efectiv, n-ai cum să faci lucrul ăsta. Comanda la mică, comanda la mine. Răzbi. Pregătiți, ridicați. În picioare, nu din pasă. Trebuie să vă roată de chirurgia. Tu de la... În picioare, vezi, nu din spate, Tobi. No, măcar patru rămâneți la... Eu mă duc la întins acolo, la întins. Era o glumă. Nu, 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 nu,
care coboară sau invers, atunci pot întâmpla alte accidente, targă tot cu viteză. Majoritatea participanților sunt prima dată în mediul montan, prima dată iau contact cu ceea ce înseamnă salvarea în mediul montan și în mediul subteran speleologic. Ce au văzut aici este o demonstrație, deci o simulare a ce s-ar întâmpla dacă ar exista o victimă în mediul subteran, ce tehnici folosesc salvatorii montani pentru evacuarea unei astfel de victime. Și de aici încolo, în zilele următoare, vor avea ocazia, într-o formă evident simplificată, să încerce ei înși, să pună mâna pe targă, să se deplaseze pe coardă, să facă o mică parte din ce au văzut astăzi. Cum spunem noi, le oferim gustul la ceea ce înseamnă intervenție de salvare în zona montană, cu speranța că poate în anii care urmează ni se vor alătura și ei sau parte dintre ei ca și salvatori. Bănuiesc că ați avut astfel de cazuri, cei care au participat la MESH să aleagă apoi medicina de urgență. Da, și chiar semnificativ de mulți. Așa, din 2001 avem undeva în jur de 700-800 de participanți, din care mai mult de 100 au ales calea medicinii de urgență, a salvării montane. Deși e o ramură mai dificilă. Da, e o ramură care... pe care trebuie să o iubești și trebuie să o faci și din pasiune, nu numai din știința medicală, pentru că e de fapt un medic care trebuie să știe și aceste tehnici de salvare, tehnici de deplasare pe coardă, să suporte frigul peșterii sau inconfortul dormitului în cort la minus 5 grade și așa mai departe. Deci trebuie cu adevărat pasiune pentru asta. Ce te-a convins să vii într-o astfel de tabără și cum ți se pare până acum? Faptul că sunt deja voluntară la UPUS Murdoradea m-a făcut să-mi doresc să vin aici, fiind majoritatea parte din echipajul de la Smurd. Și mă atrage foarte mult medicina de urgență și cred că asta m-a convins cel mai tare. De ce te atrage? Care ar fi motivele? Mi se pare fascinant că niciun caz nu este la fel cu celălalt și tot timpul trebuie să se acționeze altcumva. Și mai ales în cazul salvatorilor montani sau o salvare din peșteră sau ceva de genul, tot timpul trebuie să fii foarte inventiv și să-ți ieși din... Deci multă adrenalină, practic. Da, da, chiar foarte mult. Eu am venit de la Timișoara, tabăra aceasta e în sufletul meu încă de anul trecut, de când am fost prima dată și mi-am promis că o să merg în vara fiecărui an, după ce termin fiecare an de medicină. Și e minunată. Tot ce se întâmplă aici... se întâmplă într-un spirit de echipă, te învață să îți ieși din zona ta de confort și să reușești să treci praguri pe care nu te gândeai în trecut că le vei putea trece. Ce ți se pare cel mai dificil din ce ai văzut? Cel mai dificil este să reușești să combini partea de salvare cu partea medicală, să ai o armonie în cele două și să obții până la urmă ce îți dorești să salvezi victima. Și în legat de tabără, alte lucruri dificile, nu pot să zic că sunt dificile, au toate o frumusețe a lor și pe măsură ce le faci îți dai seama că ai făcut alegerea bună să vii aici. Din nou aici în Padiș, ți-a plăcut mult, înseamnă, anul trecut. Da, bună ziua! Având în vedere că anul trecut vremea a ținut cu noi, tabăra a fost o tabără excepțională. Întâmplător, echipa din care am făcut parte a fost și echipa câștigătoare, așa că anul acesta ne revedem în tabăra MESH. O tabără și o ediție plină de surprize, așa cum ne s-a spus din prima zi a acestei ediții. Așa că sunt foarte, foarte entuziasmat să văd ce... noi trasee și ce noi activități ne-au fost pregătite. Te gândești la medicina de urgență pe viitor? Mai mult ca sigur. Ai venit de la 600 și ceva de kilometri. Da, da, da. Tu ești din București, nu? Da, da. Studiezi acolo medicină. Bun. Acolo nu prea e acces la munte să vezi chestii de genul. Din păcate, medicina de urgență avem contact cu ea, dar tot ce înseamnă munte, salvări montane, salvări din peșteră, nu avem infrastructura necesară. Bun. Pentru ei este important, deci cu ocazia meșului ei vin în contact cu fenomenul. Au ocazia să vadă dacă li se potrivește, dacă le place. Cei la care le place vin și anul următor și anii următori. Sunt care
au venit după ce au devenit medici, nu au venit ca participanți meci, dar au venit în timpul meșului și au participat la toate activitățile, chiar de 10 ori. La ce trebuie să fie atent un salvator la o astfel de misiune cum e aceasta în peșteră? Cineva căzut într-o peșteră? Cât de îngreunată e? Cât de grea e? Salvatorul trebuie, în primul rând, să aibă grijă să nu se pună pe sine în pericol. Cu cât e mai experimentat, știe ce echipament, ce mâncare să-și ducă cu el, câtă apă și așa mai departe. Deci să fie autosuficient din punctul ăsta de vedere. Trebuie să aibă grijă de el și să aibă grijă și de coechipierii lui. Și când ajunge la victimă, bineînțeles, are grijă și de victimă.